Vreau să vă gândiți la ceva ce am uitat în acești 25 de ani. Vreau să vă gândiți că putem fi împreună și nu separat, că putem avea grijă unii de alții, că putem să avem încredere, să fim mândri și să facem o schimbare a noastră și a țării noastre. Votează Victor Ponta, președintele care unește. Bun găsit, oameni buni, o nouă ediție emisiunii noastre. Invitatul de astăzi este domnul Mihai Giurițean, membru în biroul executiv al PSD, filiala Făgăraș. Bun venit în studio. Bine v-am găsit. Suntem în plină campanie. Domnul Mihai Giurițean este susținător al domnului Victor Ponta la președinția României. Care sunt motivele care vă îndreptățesc să aveți această susținere, domnule Giurițean? Deși este târziu și motivele pentru care Victor Ponta ar trebui votat s-au spus pe parcursul celor mai bine de 3 săptămâni de când a început campania electorală, fiecare dintre noi are motivele personale pentru a opta pentru unul dintre candidați. Eu am hotărât să merg pe mâna lui Victor Ponta pentru că mi se pare cel mai îndreptățit să ocupe funcția de președinte al României pentru următorii 10 ani, zic eu. Victor Ponta este, din punctul meu de vedere, candidatul ideal pentru a fi președintele României. Este tânăr, are o anume statură politică, are o anume abordare politică a lucrurilor, care mă fac să spun Victor Ponta trebuie votat pentru a fi președintele României. Aceste calități, la urma urmei, sunt calități, nu? V-au făcut pe dumneavoastră să credeți, să susțineți că el ar putea, ca în următorii 10 ani, să conducă România? Sunt suficiente aceste calități? Nu o să mă apuc acum să înșir toate calitățile lui Victor Ponta. Emisiunea este destul de scurtă, așa că nu știu dacă aș reuși să le înșir pe toate. Victor Ponta a demonstrat în cei 2 ani în care a condus guvernul României faptul că este un conducător viabil al acestei țări. A demonstrat prin măsurile pe care le-a luat într-o perioadă grea pentru țară, a demonstrat că poate să facă față cu succes presiunilor de tot felul la care a fost supus atât din partea președintelui țării, atât din partea partenerilor de alianță, atât din partea opoziției, precum și a partenerilor sau inamicilor externi. Și ceilalți 13 contracandidați au fost supuși presiunii. Vedeți ce se întâmplă. Ne uităm la televizor și vedem ce se întâmplă, nu? Da, mă tot întreb la ce presiune fi fost supus domnul Amarițe, de exemplu, sau domnul Brânză. Presiunile, mă gândesc, au fost mai mici. Haideți să nu punem pe toți cei 13, să punem doar 5. Doar 5 dintre ei. Păi putem discuta despre toți. Sunt presiuni la care au fost supuși prin ceea ce au făcut, dacă au făcut. Din nefericire pentru societatea românească, presiunile din această ultimă perioadă, din campania electorală, nu țin strict de campania electorală. Din nefericire nu avem o confruntare de idei, nu avem o confruntare doctrinară. Vedem acum că în fiecare zi când deschizi televizorul, te uiți să vezi pe cine a mai arestat DNA-ul, pe cine a mai dus noaptea la cercetări. Este un lucru ciudat. Este un lucru foarte bun. Una categoric, peste alta. Da, categoric. Este o campanie electorală sau, mă rog, o perioadă prealegeri, o perioadă înainte de alegeri, care e atipică. Niciodată nu s-a mai întâmplat ceea ce se întâmplă acum. Niciodată nu s-a întâmplat ca persoanele care sunt candidate pentru prima funcție din stat, la urma urmei, să nu fie prezente la televizor cu o doctrină,
cu o platformă, cu un plan pentru următorii 5 ani ai României, ci cu totul alte chestii. Vin să se justifice pentru anumite acuze care vin din anumite părți. Nu neapărat vin ca să le sugereze celorlalți candidați ce să facă. Să spună că nu o să facă aia, să spună că nu o să facă aia, să promită că nu o să facă aia. Este noaptea minții ce se întâmplă. Dar o să treacă și campania asta. Justiția cu siguranță o să-și facă treaba, pentru că, din punctul meu de vedere, justiția a plecat pe o cale foarte bună și cu siguranță nu o să se oprească acum odată cu terminarea campaniei, ci o să-și ducă la capăt. Nu, ceea ce se întâmplă din punct de vedere al justiției este corect. Să se întâmple, așa este normal într-un stat de drept, dar prea se amestecă politicul, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Situația asta, momentul acesta în care se întâmplă toate aceste lucruri, poate nu este cel mai bun. Nu este și... Eu personal aș prefera o justiție care să-și facă treaba în tăcere. Să vedem că dispar niște oameni, să ne întrebăm mai de unde sunt și atâta tot. Și după aia să aflăm după un timp că de fapt justiția așa a făcut treaba. Nu aș avea nevoie să-i văd pe unii plimbați cu cătușe la mâini și după 24 de ore să-i văd liberi. Pentru că nu este normal ca un om. Ceea ce văd eu este că nu funcționează deloc în România prezumția de nevinovăție. Vin procurorii, te ridică în miez de noapte pentru niște fraude care s-au întâmplat în urmă cu 7 ani, nereprezentând un pericol public iminent, nefăcând fapte cu violență. Și atunci stai și te gândești, măi, dar oare de ce? Deci totul ține de spectacol. De imaginea este un spectacol, este... publicul trebuie să primească circ, pentru că pâinea am văzut că nu s-a prea dat în campania asta. Și așa că li se servește circ la greu. Și tocmai de aceea... Poate și datorită faptului că a fost acel spectacol de care spuneați dumneavoastră, nu s-a mai dat pâine. Da, s-ar putea să fie și asta. Deși, acum... Aproape la fiecare alegeri se dădeau pungile cu pâine. Se dădea, mă rog, pâinea cu ghilimele de rigoare, pentru că... Au primit unii cizme de cauciuc, alții umbrele, alții mai știu ce. Haideți să revenim la scopul emisiunii noastre. Prin ce s-ar deosebi Victor Ponta de principalul lui contracandidat? Haideți să facem între cei doi, Klaus Iohannis și Victor Ponta. Prin ce s-ar deosebi Victor Ponta de Klaus Iohannis? Haideți să o luăm metodic. Unul la mână. Să deosebesc prin anvergură. Una este să fi condus o țară, vreme de 2 ani, cum a condus-o Victor Ponta, plus și-a mai fost ministru înainte, și alta e să fi condus un oraș. Deci anvergura este cu totul și cu totul alta. Dar un oraș care nu are niciun șomer. Asta este de interpretat. Este și un argument, totuși. Păi de ce? Pentru că primarul altui oraș pe care îl cunoaștem cu toții, spun că nu-i treaba primăriei să creeze locuri de muncă. Deci se pare că nu-i treaba primăriei din Sibiu să creeze locuri de muncă, ci și-au creat acolo locuri de muncă, investitorii care au venit au găsit un mediu propice și au creat asta. Deci nu este neapărat meritul primarului. Dacă primarul nu avea strategia necesară, strategia corectă în a-i aduce pe acei investitori, atunci... Deci asta vă spun că nu-i aduce primarul, pentru că am auzit alți primari zicând că nu, noi trebuie să aducem investitori. Alți primari, lăsați-i pe acei primari. Da. Deci nu este neapărat asta. Doi la mână, urmăriți un pic discursul celor doi contracandidați. Un discurs argumentat pe care îl are Victor Ponta în toate domeniile din care este interpelat. Adică, nu știu, luând-o cu agricultura, cu sănătatea, cu cazurile sociale, pentru că, din nefericire, în România sunt destul de multe, cu industria, cu finanțele, Victor Ponta are răspuns la toate cele. Discursul lui Iohannis este un discurs monosilabic care nu știu pe cine poate să convingă. Are un discurs, dânsul este de etnie germană, da? Are un discurs nemțesc. Nemții știți că vorbesc puțin și fac mult. Da, dați-mi voie să vă spun.
o să-i rog și pe telespectatorii dumneavoastră să nu facă această confuzie care văd că se face și se perpetuează. Haideți să nu mai confundăm sașii cu germanii. Eu vorbesc și din punctul meu de vedere, maica mea este săsoaică, bunica mea a fost săsoaică, vorbesc din punctul meu de vedere. Îi cunosc foarte bine. Totuși, haideți să păstrăm proporțiile, sașii nu sunt nemți. Este o diferență foarte mare. Este o diferență din punct de vedere cultural, în primul rând. Nu vorbesc și de cea genetică. Deci haideți să nu... Dacă ne ducem totuși la cea genetică, găsim mult mai mult la un sas origini germane decât la un român. Mi se pare absolut normal, dar noi trebuie să conducem aici România. Avem nevoie de un candidat care să fie președintele României. Mi se pare aberant când am auzit că în Drăguș o să voteze cel puțin 85% cu Iohannis. Și dar de ce să fie aberant? Pentru că mi se pare anormal. Dimitrie Gusti se învârte în mormânt. Deci, românismul. Eu acum nu vreau să vorbesc cu păcat, dar trebuie să ținem cont de faptul că suntem români și trebuie să fim patrioți. Dar Klaus Iohannis este român, de etnie germană. Așa cum Kelemen Hunor este român, de etnie maghiară. Da, dar părerea mea personală este că ar trebui ca fiecare țară să fie condusă de un cetățean al ei de etnia de origine a poporului din care face parte. Ce vorbim atunci, dacă ne ducem în istorie, vorbim puțin de Carol I, care a fost de naționalitate germană, da. A venit în România și a avut cea mai lungă domnie dintre toți domnitorii din 48 de ani. Dar vă întreb atunci, brătienii care l-au adus pe Carol, de ce nu au luat un sas din Sibiu, un urmaș de-a lui Bruckenthal, să-l pună la conducerea țării românești. Și atunci să vină Angela Merkel acum în România ca și candidatură? Păi nu știu dacă are sânge nobil. Angela Merkel. Carol a putut să facă ceea ce a făcut prin înrudirile pe care le avea. Nu știu neamțul nostru Iohannis cu cine se înrudește și ce poate să facă la nivelul relațional. Deocamdată discutam despre anvergura celor doi. Deocamdată Victor Ponta s-a întâlnit cu Obama, cu Biden, cu Angela Merkel, s-a întâlnit cu primul ministru al Chinei, a făcut niște legături foarte, foarte bune la nivel extern, pentru că să nu uităm, președintele României este imaginea României în lume. Ceea ce n-a fost președintele Băsescu, din nefericire pentru noi. Categoric, președintele țării trebuie să fie imaginea țării în lume. Totul se raportează la președintele țării. Asta mă refer. Bun, anvergură. Deci îi diferențiază anvergura pe cei doi. Mai departe. Îi diferențiază modul de abordare al problemelor. Ce aia vă spuneam. Una este când discuta, deci anvergura este partea mai înaltă la care s-a raportat Victor Ponta vis-a-vis de Klaus Iohannis, care în afară de legăturile pe care le are cu foștii noștri guvernanți, mă uit acolo și îl văd permanent pe Blaga, îl văd pe Flutur, îl văd pe Anastase, deci cei care au tăiat pensii, salarii românilor, sunt acum și vor să vină înapoi la conducerea țării, prin președintele ei. Ne uităm la Victor Ponta. Ideile de viitor. Vedeam pe un site de socializare că a sărit Iohannis să spună, doamne, ce vrea să introducă impozitul progresiv? Atât a înțeles, pentru că gândirea este mai lentă, în general, la etnicii noștri germani. Impozitul este regresiv. Deci impozitul pe care vrea să-l introducă Victor Ponta este de la 16% în jos, începând cu 2015-2016, probabil. Adică, în funcție de nivelul salariului, cu cât salariul este mai mic, cu atât impozitul va fi mai mic. Adică o să fie 12%, 8%.
Iată cum niște fapte pe care le prezintă Victor Ponta sunt răstălmăcite aiurea numai ca să nebunească pe săracii noștri. Mergem și facem comparație între Victor Ponta și următorul din sondaje. Pe cine vreți, Tăricianu sau Elena Udrea? Din partea mea poate să fie oricine, pentru că Victor Ponta poate fi opozabil oricui. Calitatea... Haideți să căutăm diferență între cei între Ponta și un alt prezidențiabil. Cu oricare dintre ei, vreau să spun că din punctul meu de vedere, cel mai greu contracandidat pentru Victor Ponta ar fi Călin Popescu-Tăriceanu. Argumentați, de ce? Pe Călin Popescu-Tăriceanu, să nu uităm, a condus un guvern foarte, foarte performant. Vreme de 4 ani. Călin Popescu-Tăriceanu s-a confruntat cel puțin 2 ani cu aceleași probleme cu care s-a confruntat și Victor Ponta. Ostilitatea fățișă a președintelui Traian Băsescu. Și totuși Călin Popescu-Tăriceanu a reușit să țină piept ostilității lui Băsescu și să aibă cel mai performant guvern. Din punctul meu de vedere, ar fi cel mai greu de contrabalansat. Restul, deci, cred că a fost o greșeală de semnarea lui Klaus Iohannis ca și candidat din partea ACL-ului. Dar sondajele spun altceva. Sondajele spun că Iohannis are în jur la 30%, nu știu. Păi da, dar să nu uităm... Așa, și Tăriceanu are 8%. Da, dar să nu uităm de ce. Acolo sunt două partide mari care și-au dat mâna. Nu înțeleg de ce. Mi-amintesc când în Făgărașe trona un banner cât Casa de Cultură raportat la guvernul Boc. Și cum ne asuprește pe noi ca acum, să te duci, să te iei de mână cu Flutur și cu Blaga și cu toți ăștia și să zici votați același candidat. Da, este un punct de vedere, dar aici ar mai fi... acel guvern Boc de care spuneați dumneavoastră s-a cam rupt într-o anumită măsură. A apărut PMP-ul, PDL-ul a rămas într-o parte, Blaga nu prea era atunci, în momentul în care Boc era premier, Blaga nu prea era el în vârfurile... Decât ministru. Era în vârfurile ministru. Politice, vorbeam politic acum. Adică ministru de interne nu înseamnă nimic. Șeful Într-un guvern, fără discuție, înseamnă. Șeful campaniei prezidențiale a lui Traian Băsescu PDL, nu înseamnă Blaga nimic. Nu era totuși. Deci, Blaga a fost în PDL șeful campaniei lui Traian Băsescu. Adică nu puteți spune mie că... Dar, din punctul meu de vedere, PNL-ul nu a făcut decât să se întoarcă la matcă. Cel puțin PNL-ul din județul Brașov. Pentru că, dacă ne uităm de la fostul președinte Căncescu până la consilier local din Făgăraș, au provenit... Suspendat. Da. Nu fostul, că nu da. E, deocamdată nu este fostul. Este suspendat. Da, e suspendat, așa. Ei provin din PD. Deci, s-au dus, s-au întors. Uitați-vă la Petre Roman. S-au dus, s-au întors. Nu este normal ca să fie pe eșichierul politic o parte stângă și o parte dreaptă. Ba da. Dar atunci... Nu era nefiresc acel USL, principalul partid, cel mai puternic partid din țară, principalul partid de stânga, PSD-ul, împreună cu un partid de dreapta, PNL? Alianțele politice urmăresc niște interese pe termen scurt și mediu. Foarte rar urmăresc interese pe termen lung. Alianța USL a urmărit să îndăture regimul Băsescu. Din nefericire, n-au reușit să-și ducă treaba până la capăt, au eliminat guvernul ungureanu și n-au reușit să-și ducă intenția până la capăt. Datorită faptului că, haideți să vorbim serios, s-a pus vreo problemă doctrinară în clipa în care s-a rupt USL-ul?
Ați auzit pe vreunii se discute de doctrine? Că noi suntem de dreapta, voi suntem de stânga. Problema doctrinală nu se pune în România la nivel politic de 24 de ani. Și atunci de ce vorbim de stânga și de dreapta? Ne gândim noi ăștia, alegătorii ăștia, că ar trebui să existe în România odată o, sau mai multe, o alianță de stânga, o alianță de dreapta. Păi atunci eu le spun oamenilor... Să fie clare și pentru... Că știți, dar eu cu cine votez? Da? Sunteți om de cultură. Foarte bine. Așa. Știți, cetățeanul turmentat la un moment dat. Da. Spune, doamne, dar cu cine votez? Cam acolo suntem noi. Sau, mă rog, am fost în cei 24 de ani. Nu prea se știe ce e stânga, deci, ce e dreapta. Deci, drept dovadă că societatea românească a rămas de 125 de ani aceeași. Nu s-a schimbat nimic. Românul tot așa nu știe cu cine votează sau votează de conjunctură. Să nu spuneți mie că Făgărășanu, de rând, orașul care are cei mai mulți șomeri, deja e impropriu spus, pentru că sunt foarte mulți care sunt ieșiți din șomaj, toți sunt liberali. Noi suntem un oraș majoritar liberal. E săracii, sunt morți de foame, n-au locuri de muncă, nu știu, dacă vă duceți prin Galați, dacă vă duceți prin Combinat, prin 13 decembrie, vedeți pe oamenii aia amărâți care îi votează cu liberalii. Și atunci te întreb, votează în cunoștință de cauză? Părerea mea este că țara noastră, la cât de greu o duce, nu poate decât să fie un stat social democrat. Pentru că trebuie să avem grijă de conaționalii noștri. Păi, o să devenim o țară de asistat social sau... Mă uit la dumneavoastră și l-am văzut acum pentru o secundă pe Traian Băsescu și m-am înfiorat. L-am recunoscut, el a spus lucrul acesta. Nu. Nu. Numai că un om când este lovit, trebuie să întinzi o mână și să-l ridici. Să-l ajuți să meargă cu tine mai departe. Cu tine. Nu să-l apeși mai rău. Nu credeți că mai bine îi dai de lucru și spui, muncește și pentru asta vei fi plătit? Păi și eu ce spun? Decât să stai și să hai să nu muncesc, dar să primesc... Dar cine v-a zis asta cu să nu muncești? Cine a spus lucrul ăsta? Nu mi-a spus lucrul acesta, dar așa m-ați lăsat să... Că, hai să-ți întind o mână de ajutor să... Și ce am spus? Mâna o mână ajutor, și cu mine mai departe. Mâna de ajutor înseamnă să-i dai omului să muncească, să-i creezi locuri de muncă, să-i creezi... Românul și Făgărășanul în general, în particular Făgărășanul, este un om muncitor. Este El vrea să muncească. Păi și eu ce dar vă unde? Spun? Nu sunt locuri de muncă, nu suntem în stare... cu actuala guvernare pe plan local, să creăm locuri de muncă, să atragem, pentru că îmi dădeați exemplu Sibiului, unde primarul a făcut treabă și noi aici nu. Și atunci... Dacă... A demonstrat-o primarul. Acum nu este, nu vă dau exemplu. Exemplu vine de la sine. Păi nu, aia vă spune că nu primarul a făcut Uite-n, treaba asta. În Sibiu și du-te în nu, alte sunt, orașe. Sunt sisteme de atras investitorii. Le creez niște facilități. Dar asta țin de fiecare localitate, cum își organizează lucrul acesta. De acord cu dumneavoastră. Și atunci nu e mare lucru. Am divagat un pic și am coborât de la nivelul de președinte. Deci, părerea mea este să revenim că... acolo, că intrăm într-o discuție politică, ce nu și-are chiar scopul emisiunii noastre este de a discuta, de a face o paralelă între candidatul pe care îl susțineți dumneavoastră și ceilalți candidați. Exact. Deci, în toate domeniile există un program pe care cine a avut curiozitatea să îl citească, a putut să-l citească, al candidatului Victor Ponta, are în vedere toate categoriile sociale, este primul ministru care ce-a promis, a făcut, are întregit salariile, are întregit pensiile, a dat înapoi ce li s-a reținut pensionarilor în cele 16 tranșe. La profesori le-a crescut salariul. A crescut salariul minim pe economie de la 700 la 900. Deci tot ce a promis până acum s-a ținut de cuvânt. Și v-am spus în condițiile în care
a avut tot timpul, că e ca o mașină care merge cu frâna de mână trasă. Pentru că tot timpul președintele Băsescu a fost împotriva la tot. A fost împotriva reducerii TVA-ului la pâine. S-a redus TVA-ul cu 15% totuși. Urmează, începând cu anul viitor, să se reducă la carne. Deci are anvergură, așa cum ați spus dumneavoastră, are anvergură față de toți ceilalți candidați, că dacă stăm să ne gândim, totuși Tăriceanu ar avea aceeași anvergură, poate chiar mai mare, având în vedere faptul că Tăriceanu a fost premier 4 ani de zile. Da. Nu? Dar credeți că ar avea forța necesară, are forța necesară de a conduce țara în următorii 5, chiar 10 ani de zile? Eu sunt ferm convins de lucrul acesta. Anvergură este ceva, dar trebuie forța. Forța are susținerea necesară. Deci în Parlamentul României, PSD-ul, are majoritate confortabilă. Deci susținerea parlamentară o va avea încă cel puțin 2 ani de acum încolo. La nivel european este foarte bine văzut și părerea mea este că pe viitor socialdemocrația o să câștige tot mai mult teren în Europa. Ce vă îndreptățește să spuneți lucrurile acestea? Este părerea mea. Socialdemocrația în Europa? Da, este părerea mea. Dar ce? Spuneți-mi, există creștere economică într-un stat în care președinte este un socialdemocrat sau ceva? Trebuie să existe niște argumente să vă faceți, că așa părerea... Nu, uitați-vă un pic ce se întâmplă cu popularii europeni, care sunt din ce în ce mai disperați și faptul cu trecerea liberalilor la popularii europeni n-a fost decât un act de disperare, pentru că dacă eram un grup puternic, nu-i primeam. Îmi spuneam, băieți, ce sunteți? Ce doctrină aveți? Rămâneți la grupul vostru. Deci, asta e o altă discuție. Da, este a fost un moment pe care fostul președinte al PNL l-a forțat atunci, în momentul respectiv. L-a forțat, este treaba domniilor lor. Deci este o convingere de-a mea. Acum, asta datorită și educației pe care am primit-o, datorită faptului că am fost crescut într-un anume spirit. Am înțeles. Acum, în final de emisiune, ca să terminăm totuși pe un ton optimist. Eu sunt foarte optimist. Da. Sau, hai să nu zicem chiar optimist, să nu mergem până acolo, să zicem pe un ton un pic mai serios. Spuneți-mi, vă rog să transmiteți mai departe un îndemnul dumneavoastră sau motivele pentru care telespectatorii noștri ar trebui să-l voteze pe candidatul pe care îl susțineți dumneavoastră, Victor Ponta. Făgărășeni, eu duminică mă duc la vot. Nu mă duc să votez pur și simplu. Mă duc să pontez. Vă îndemn să mergeți să pontați pentru binele dumneavoastră și al familiilor dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, pentru binele României. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Vreau să vă spun și dumneavoastră, așa cum am spus tuturor celorlalți invitați, cu certitudine, nu știm cine va fi președinte, dar cu certitudine vă spun eu, va fi un președinte care nu va fi cu Iescu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu sunt Sandu Gherghe și vă doresc toate cele bune. Vreau să vă gândiți la ceva ce am uitat în acești 25 de ani. Vreau să vă gândiți că putem fi împreună și nu separat, că putem avea grijă unii de alții, că putem să avem încredere, să fim mândri și să facem o schimbare a noastră și a țării noastre. Votează Victor Ponta, președintele care unește.